Bună ziua tuturor, mă bucur să vă regăsesc la întâlnirea de fiecare sâmbătă, întâlnirea care sper să devină un obicei pentru toți. Alături de mine astăzi unul dintre foarte puținii reprezentanți români ai castei cele mai nobile a jurnalismului, corespondentul de război Adelin Petrișor, jurnalist bineînțeles înainte de toate. Bună ziua! Adelin, începem nu cu un război, ci cu o situație încordată. Mă refer, bineînțeles, la criza ucraineană și la diferitele ei aspecte. Vom reveni pe larg asupra duelului verbal Moscova-București, dar înainte de asta aș vrea să vedem situația globală cu vizita liderului NATO la București, domnul Rasmussen, fiind urmat la începutul săptămânii viitoare de vicepreședintele american Joe Biden și apoi în vară de Chuck Hagel, secretarul de stat al apărării. Mă rog, șeful Pentagonului, da. Să spunem așa. Revenim la criza ucraineană, începem, pentru a relua o expresie franceză, ce s-aude acum, un zgomot de cizme sau o agitație decorativă sau o tensiune reală? Zgomot de cizme, război la ușă sau nu? Asistăm la un război mediatic, crunt. Și de o parte și de alta. E interesant să te uiți la postul rusesc în limba engleză. Ai ziua și dezinformarea. Nici Occidentul nu stă degeaba. Război avem în planul acesta, în planul informațional. În rest, vorbim de o situație mai mult decât tensionată. Putem spune că suntem în pragul unui război civil. De altfel, analiștii de politică externă serioși din Occident vorbeau de o posibilă ruptură în Ucraina încă de acum 10 ani. Da, și putem vorbi chiar de un război civil larvat. Nu știu dacă să spune asta exact pe românește. Deci, vorbim de 30% ruși în partea de est. Deci sunt înfruntări, sunt morți. Sunt oameni care mor în orașe mari din estul Ucrainei. Operațiunea antiteroristă a Kievului a început acum o lună, la jumătatea lui aprilie. După părerea multor analiști militari, este un fiasco. Nu există mijloace, nu există structură. Este un fiasco. Nu, în fiecare săptămână ai văzut știri cu transportoare blindate capturate de proruși, oameni care își abandonează muniția, armamentul, soldați ucraineni. Și trec de partea, și trec de partea cealaltă. E o situație complicată. E o situație complicată. Trupele rusești care se retrag, nu se retrag, domnul Putin a spus de 3 ori că s-au retras, occidentalii contestă de fiecare dată. Acum vreo 3 zile NATO a mai dat publicității niște fotografii de la granița Ucrainei cu Federația Rusă. Sunt în continuare acolo. Am făcut în urmă cu vreo 3 săptămâni un interviu cu generalul Breedlove, cu șeful militar al NATO, comandantul suprem al NATO în Europa, și îmi spunea că la frontieră erau la acel moment în jur de 40.000 de soldați ruși. Putin a zis de vreo 2 sau de vreo 3 ori că au fost niște exerciții, că oamenii se retrag în unități, însă nu există și o dovadă. Fotografiile făcute din satelit de aliați arată că în continuare au foarte multă tehnică și foarte mulți oameni, toate aceste lucruri fiind masate exact la frontiera cu Ucraina. Ieri, șeful NATO, domnul Rasmussen, care este la sfârșit de mandat, dar n-are importanță, prezența este absolut simbolică, s-a văzut cu premierul Ponta, s-a văzut cu ministrul apărării, s-a văzut de asemenea cu președintele Băsescu. Ministrul de externe, ca să ne spună în mare, România nu e singură. Absolut. Aceasta a fost cheia. România nu e singură. NATO e o vizită simbol. Arată că alianța e pregătită să-și protejeze membrii, să-și protejeze teritoriul și, de altfel, mutările militare s-ar putea să ni se pară ridicole la un moment dat. Dom'le, ce înseamnă că am primit în România 6 avioane de luptă canadiene? Păi, din punct de vedere militar nu înseamnă nimic, însă din punct de vedere al voinței alianței înseamnă extrem de mult. Gândiți-vă că o țară, și nu Statele Unite, o țară a trimis peste Oceanul Atlantic vreo 100 de oameni și vreo 6 avioane. 250, Adelin, am vorbit cu reprezentanții lor. Sunt 250 câteva sute de oameni și 6 aparate. Dar ce arată 6 luni. Asta? Dar ce arată asta? Că oricând ar putea trimite 6.000 de oameni. Asta e simbolistica. Absolut. Vorbeam cu diversi oameni care îmi spuneau, dom'le, dar ce înseamnă că au trimis 6 avioane în țările Baltice sau că au trimis 12 aparate F-16 în Polonia? Înseamnă foarte mult, pentru că dacă eu în decurs de câteva zile pot trimite de peste ocean 6 avioane și 250 de oameni, demonstrez că într-o lună pot trimite câteva mii de oameni aici. Dacă vreau și dacă am această dorință, să dea Dumnezeu să nu fie politică, nevoie, și voința, dar
politică există asta, realmente. Exact. Pentru că, repet, există tot contextul de dincolo. Deci sunt 250 de oameni care stau 6 luni la mii de kilometri de bazele lor. Și vor pleca de aici. Aici este vor pleca o etapă. Și s-ar putea, exact, și s-ar putea ca să fie înlocuiți de ceilalți. Absolut. Alți, nu, de aici, de exemplu, că tot am vorbit de canadieni, ei vor pleca în țările baltice unde vor face poliția aceștia aeriană pentru cele trei țări baltice. Absolut. Hai să vorbim de NATO, că sunt două declarații care mi se par foarte interesante, care nu au fost foarte comentate. Prima dintre ele este relativ recentă, datează de ieri. Iulia Timoshenko, fost premier al Ucrainei, candidat la alegerile din 25 mai, care nu se știe încă dacă vor avea loc, dorește, militează, cere un referendum pentru aderarea, era să spun alipirea, aderarea Ucrainei la NATO. E greu. Rusia se luptă și dacă se luptă, se luptă pentru o zonă tampon pe care nu vrea să o piardă. Ori Ucraina este exact zona tampon. În altă ordine de idei, hai să ne gândim și din perspectiva occidentalilor. Cât de ușor e să integrezi în NATO o țară ca Ucraina? E complicat. Gândește-te că nu există structură militară să nu fi fost penetrată de ruși. Gândește-te cum poți în momentul acesta, de exemplu, să faci un schimb de informații cu serviciul secret ucrainean. Care dintre ele? Cred că problema nu se pune câți lucrează pentru ruși, ci câți lucrează acum pentru ucraineni, pentru Kiev. Gândește-te că Occidentul are în acest moment probleme serioase în momentul în care Occidentul se hotărăște să ajute cu bani. Nu știi unde ajung banii aia, nu știi unde ajung informațiile pe care le dai. Eu cred că mai e mult până departe. E clar, ucrainenii pot hotărâ dacă vor să intre în UE, dacă vor să intre în NATO. E o țară care își hotărăște singură soarta. Însă, eu cred că e prematur să vorbim de o posibilă integrare. E ca și cum am spune că Afganistanul este o democrație emergentă, cum spun niște lideri politici cu limbă de lemn. Nu, în Afganistan avem organizare tribală de secol XVI, nici nu cred că se poate vorbi prea curând, nu se va putea vorbi prea curând de o integrare într-o structură militară, cum e NATO, a unei țări precum Ucraina. Gândește-te că nu există domeniu în Ucraina în acest moment să nu fie controlat de ruși, într-un fel sau altul. Înseamnă asta oare că îi dăm dreptate, această analiză când spun dăm dreptate, lui Sergei Lavrov, ministrul rus de externe, care spunea într-un interviu săptămâna trecută la Bloomberg TV, dacă nu mă înșel, rădăcinile crizei ucrainiene se află la București, la summitul de la București din 2008, în care s-a decis că s-ar putea ca Ucraina și Georgia să fie noile membre ale NATO. Moscova s-a inflamat atunci. E clar, vă spuneam, Federația Rusă are nevoie de o zonă tampon, de un spațiu vital. Cât de mare? De-a lungul istoriei, rușii ne-au dovedit că a fost cât de mare au vrut ei, însă de această dată nu cred că pot hotărâ singur cât de mare să fie acest spațiu tampon. Eu dacă mă bucur că pentru prima dată în istoria multimilenară a țării noastre avem niște garanții serioase de securitate. Și nu vorbim despre niște relații pasagere cu diverse țări, pentru că și în primul război mondial și în al doilea război mondial, nu, eram în primul război aliat cu Franța, însă nu, vorbim de NATO. Germania înainte. Exact. Vorbim de NATO și cred că este cea mai mare garanție de securitate pe care a avut-o România vreodată și lucrul ăsta ne face pe noi să ne simțim în siguranță. Exact cum spuneau reprezentanții Statelor Unite la București, cred că Butcher a spus asta, oamenii Butcher, pot fi îngrijorați. Însărcinatul cu afaceri american, da, în lipsa ambasadorului. Românii pot fi îngrijorați de ce se întâmplă acolo, însă nu speriați. Nu avem. Asta spune și Victor Ponta, de altfel, nu trebuie să ne fie frică de nimic. Absolut. Tocmai pentru că suntem în NATO și dacă asistăm la un desant diplomatic, Rasmussen, Biden, secretarul apărării, acest desant diplomatic, asta ne arată că România nu e singură și că suntem mai mult decât protejați. Dar dacă e să revenim totuși la faimoasa zonă tampon pe care o menționai adineori, mă gândeam dacă să o împingem sau nu până în Transnistria? Exact cum spunea președintele Băsescu, Rusia are multe butoane pe care poate să apese, să acționeze. Conflictele înghețate.
Nagorno-Karabakh, Transnistria, Osetia, Abhazia. Acolo Moscova poate oricând apăsa un buton. Să ne amintim ce s-a întâmplat în 2008 în Georgia. A fost un război de 5 zile, însă demonstrația de forță a fost senzațională. Da? În 5 zile s-a făcut liniște în Georgia. O operațiune de poliție. Da, ei au spus că era o operație de poliție cu tancuri, cu parașutiști desantați și chiar cu transportoare blindate. N-a fost o confruntare militară. Astea sunt aturile Rusiei și gazul, da, pe de-o parte. Însă eu cred că Transnistria e pericol de această dată, după părerea ta, putea, e greu, deci s-au pronunțat deja pentru Nu sunt un analist de politică externă, însă din ce am citit, deocamdată centrul de greutate e în Ucraina. Însă da, există pericol și pentru Transnistria. Cât de mare, cât de mic, vom vedea. Cert e că Rusia nu joacă singură. Are de partea cealaltă un bloc, cel mai mare bloc militar al lumii. Bun, nu trebuie să picăm într-un discurs patetic precum al președintelui ucrainean, să spunem că se pregătește al treilea război mondial. Nu, e prea dramatic. Dar ne paște, așa cum spunea, dacă nu mă înșel, George Major, șeful SRI, un nou război înghețat. Da. Nou război rece. Și totuși sunt foarte multe voci, în special în Occident, care reproșează occidentalilor o pasivitate, o lipsă de anvergură în răspunsurile adresate Moscovei. Se poate face și o asemenea observație, însă NATO intervine militar în condițiile în care un aliat are probleme. Articolul 5 spune că în minutul 2 ceilalți se mobilizează și intervin. Nu poți așa de ușor. Care ar fi o reacție dură? În primul rând, la Casa Albă avem niște democrați, nu republicani. Probabil că dacă ar fi fost republicani, reacția ar fi fost un pic mai rapidă. Ei sunt mai happy trigger. Democrații sunt mult mai calmi și mie nu mi se pare o abordare foarte proastă. Bun, acum nu poți să tai dintr-o dată legăturile cu Federația Rusă. E o țară foarte mare, e o țară care are afaceri în Europa. Europa, foarte multe țări au afaceri în Federația Rusă. Nu poți peste noapte să vii să tai legăturile. Și atunci cum să interpretăm această nominalizare a fiului lui Joe Biden, vicepreședintele Statelor Unite, în conducerea cele mai mari firme de petrol? Ridică semne de întrebare. Ucrainene. Adică dacă ar fi fost asta în România, mă gândesc că ar fi fost un scandal monstruos. Dar și în America e un scandal monstruos. Ai văzut pe net discuția corespondentul AP care... Cum îți explici? Pentru că totuși conflictul de interese pare destul de greu de negat. Nu poate fi negat, însă frumusețea unei democrații constă exact în faptul că noi, americanii, francezii, britanicii, putem discuta despre ceva ce nouă ni se pare în neregulă. Dacă era în Federația Rusă o problemă de genul ăsta, n-am fi aflat de ea. Însă democrația asta înseamnă, poți să dezbați, n-a zis nimeni că administrațiile occidentale sunt fără pată, n-a zis nimeni că sistemele noastre sunt senzaționale, însă partea frumoasă e că, spre deosebire de Coreea de Nord, de Venezuela și chiar de Moscova, noi putem discuta despre lucrurile acestea. Astea sunt lucruri pe care cei care trăiesc în dictatură nu le pot înțelege și le putem îndrepta. Hai să luăm exemplul, gândește-te la Guantanamo, Nicola. Guantanamo este o chestie rușinoasă, dar despre care America... Închisoarea infamă din Cuba. Din Cuba, în care sunt închiși dușmani ai Statelor Unite. Documentarul pe care noi l-am făcut acolo l-am numit Zona Crepusculară, pentru că e o zonă crepusculară a lumii libere. Exact. Dar America a avut puterea să discute despre problema asta, încearcă să o îndrepte. În prima zi de mandat a semnat Obama un decret de închidere, da. Nu s-a închis nici până ziua de astăzi, că și e mult mai complicat. Și atunci ai să fim români și tot deschisă, la mijlocul celui de-al doilea dar mandat. Dar există voință. E un mare pas înainte să-ți recunoști greșelile și la presiunea societății să încerci să le îndrepți. N-a zis nimeni că Occidentul e perfect, e imperfect.
Aș vrea să revenim, la duelul verbal, vorbind de imperfecțiuni, a fost o imperfecțiune cel puțin din punct de vedere diplomatic, duelul verbal dintre Moscova și București, cei mai înalți responsabili, într-un limbaj, repet, deloc diplomatic, dezamăgitor. Demn de o cafenea. Haideți să recapitulăm împreună cu analistul Armand Goșu și cu Anca Năstase. Sunt declarații care privesc România, sunt incidente care au România ca subiect. Acum ce să înțelegem? Că în acest weekend Federația Rusă a încercat România ca să vadă cât de tare e, cât de pe picioarele ei, cât e de dispusă la anumite compromisuri, la anumite cedări în relația cu Federația Rusă. Și Moscova a constatat că România nu e dispusă la concesii prea mari. În rest, declarațiile Rogozin sau declarațiile șefului Comisiei de Politică Externă, sigur, sunt exerciții retorice care anunță niște nori negri, dar deocamdată Rusia are probleme mult mai grave în relațiile cu alte state, încât să-ți mai pună acum în cap și România. Nu e cea mai inteligentă mișcare. Acum ați văzut replica președintelui Traian Băsescu, nu a întârziat să apară astăzi, a spus că Rogozin e nebunul regelui, că vrea să enerveze și că unui clown de teapa lui îi răspuns ca atare. A fost un citat din ce a spus șeful statului și vă întreb, Armand Goșu, e cazul să continue acest schimb de replici care pare cumva căzut în derizoriu vis-a-vis de miezul problemei până la urmă? Sunt la Chișinău și aici premierul moldovean a fost mult mai rezervat în afirmații. De asemenea, președintele Parlamentului Igor Corman au evitat să intre într-o logică a războiului declarațiilor cu demnitarul rus, care este expert în așa ceva. Gândiți-vă totuși, un minim de efort în 30 de secunde sau 50 de secunde, a scris pe Twitter 3 sau 4 fraze, a reușit în felul ăsta să fixeze agenda publică din România pentru mai mult de 48 de ore. Și totuși, Adelin Petrișor, mi se pare că există în România, în ciuda dialogului nu ruso-român, ci duelului clasic dintre palate pe orice temă, există totuși un consens național în materie de politică externă și în special în materie de criză ucraineană. S-a văzut și ieri, și premierul și președintele s-au întâlnit cu Rasmussen, au zis același lucru, toți trei, însă, într-adevăr, reacția celor două palate a fost dezamăgitoare pentru mine ca jurnalist, adică Dmitri Rogozin este cunoscut pentru declarațiile scandaloase încă de pe vremea în care activa ca ambasador al Rusiei la NATO. Nu poți să intri cu el într-o logică a dialogului de acest gen. Nu poți să vorbești despre băutură, vorbește băutura. Președintele a avut două ezitări. Prima dată a spus că nu e treaba lui să discute despre Rogozin, despre ce zice Rogozin, după care a revenit și a spus că Rogozin vorbește la băutură. Lăsând la o parte partea dezamăgitoare, e clar că răspunsul din partea României a fost destul de clar și de ferm. Poate că forma nu a fost adecvată. O fi mai colocvială, mai balcanică, poate că ne putem permite așa ceva. Da, eu am scris la un moment dat pe blog că mi-ar plăcea tare mult să citesc cablogramele occidentalilor acreditați la București. A fost faimoasa scăpare, să ne aducem din aminte. WikiLeaks, da, dar aș vrea să le văd și pe acest... Nu, din WikiLeaks, a Victoriei Noland, care avea cel mai elegant limbaj. Dar n-a fost o scăpare, a fost înregistrată de serviciile secrete ruse, da. O scăpare. Sau ucrainene, că ea era la Kiev, da. Au scăpat-o ei. Absolut. Au scăpat-o ei. Schimbăm subiectul, Adelin Petrișor. De la început o să trecem în Occident. De la începutul anului tot auzim de teama britanicilor față de o posibilă invazie a românilor și a bulgarilor care pot acum să lucreze liber pe piața britanică începând de la 1 ianuarie 2014. Invazia nu a avut loc. În primul trimestru al acestui an s-au înregistrat oficial la lucru numai 140.000 de cetățeni români și bulgari. Corespondentul RFI la Londra, Petru Clej, tot cu Anca Năstase. Acestea sunt datele pe primele
trei luni ale anului și indică, potrivit Oficiului Național de Statistică, o scădere a românilor și bulgarilor înregistrați oficial la lucru în Regatul Unit de 4.000 în comparație cu trimestrul precedent. Asta înseamnă că au fost 140.000 în comparație cu 144.000 în perioada octombrie-decembrie 2013. Totuși, aceste cifre sunt cu 28.000 mai mari decât cele din perioada corespunzătoare a anului trecut, adică ianuarie-martie 2013. Datele nu sunt defalcate pe români și bulgari, dar în general românii reprezintă cel puțin două treimi, dacă nu chiar trei sferturi din numărul acesta agregat de români și bulgari. Și mai e ceva. Acestea sunt datele oficiale. Nu știm care sunt datele reale, pentru că mulți dintre români, chiar dacă au drept legal la muncă, pur și simplu nu se înregistrează, nu și au număr de asigurare națională și lucrează cu ziua în construcții cu bani în mână. Bilanț provizoriu cu Adelin Petrișor. Cum să interpretăm acest lucru? E bine pentru englezi că n-au fost invadați de balcanici sau e prost pentru noi români și pentru bulgari care nu au găsit locurile de muncă la care visau? Eu cred că se mai liniștesc că englezii, cel puțin jurnaliștii, care s-au inflamat atât de tare încât au vorbit cel puțin cei de la ziarele colorate despre o invazie. Tabloide, da, ziarele colorate, da, e limbajul diplomatic. Exact. Tabloidele. Aduți aminte că au fost așteptați la prima cursă și din prima cursă s-a dat jos un singur om care a devenit și celebru, l-au fotografiat și l-au filmat. Și care a fost foarte ok. Exact, un om care vorbea engleză perfect, s-a dus să spele mașini. A venit, domnule, vreau să mă angajez să spăl mașini. Deci invazia acestui om a continuat, e el singur acolo. Mi-a plăcut foarte mult campania celor de la Gândul, care au demonstrat punct cu punct cum presa tabloidă din Marea Britanie a fabricat știri. A inventat știri despre români, despre cât de răi sunt românii. Nu numai noi, da? Românii, da. Deci nu numai noi. Noi n-am inventat fabricăm nici lucrurile bune toate și nici lucrurile rele toate. Dar e clar, în Marea Britanie sunt români care lucrează, probabil că sunt și unii care fac probleme, însă ca în fiecare țară, și în Franța, și știi foarte bine cazul Franței, în Italia, în Spania, sunt mult, mult, infinit mai mulți români care plătesc taxe, muncesc, își contribuie la decât cei pe care îi vezi cerșind. Că niciodată un neurochirurg nu va fi vizibil ca un cercetător, suntem de acord, însă cu siguranță cei integrați sunt mult mai mulți decât cei care fac probleme. Și așa a fost întotdeauna. Absolut, absolut. Deci și încă din anii 40, de pe 47, imediat după instaurarea comunismului, cei care au venit s-au integrat foarte repede, absolut, foarte bine și acum nu-i mai vezi, că absolut, nu știi că sunt români. Absolut. Normal că nu o să-ți sară în ochi un român care e medic la nu știu ce spital în Paris. Cum să-ți sară? E că arată ca un parizian. Însă unul care cerșește îți face probleme. Am fost la un moment dat, eram pe Champs-Élysées, chiar lângă Arc, și așteptam, trebuia să filmez pe cineva. Și la un moment dat au apărut mai multe doamne din România cu fuste colorate și una s-a oprit așa la mine și s-a uitat lung și mi-a zis: prietene, te confundez? Și eu și operatorul am zis: nu știu, probabil. Nu ești Matalea de Lim Petrișor? Și întrebarea a fost următoarea: ce cauzi la Paris? Da. Ai văzut? Exact. Ai confundat-o, confundazat-o, dar și intimidat-o în orice caz. Da. Adelin, e un subiect care poate fi dezbătut acesta al romilor și al imaginii pe care o au și deci pe care o dau țări în străinătate. E un subiect sensibil, un subiect care trebuie luat și... Și romi integrați, sunt și... Exact. Sunt de toate. Deci partea vizibilă a unei imigrații economice, pentru că acesta este cuvântul. Nu avem timp să vorbim de asta. E principiul însuși al emisiunii. E vreun eveniment al actualității din săptămâna încheiată de care fi vrut să vorbim și pe care nu l-ai găsit în temele propuse astăzi? E o alegere subiectivă, dar cu siguranță ai și tu una. Mi-ar fi plăcut foarte mult să vorbim puțin despre Siria, deși despre Siria se poate vorbi enorm de mult. A intrat războiul în al patrulea an. Te rog.
din nefericire. Urmează niște alegeri controversate, spun cei din opoziție, pentru că... Fac paralela cu Bashar al-Assad, care va fi reales, probabil, cu Bashar, succes într-o țară în plin război. Exact. Am făcut la TVR niște reportaje pe tema asta și erau oameni sirieni din opoziție care îmi spuneau: dom'le, dar îmi spune și mie cine va vota și cum va vota. În Alep, de exemplu, bombardează zilnic. Cum să te duci la vot acolo? Cine numără voturile? Da, Siria e o mare problemă pe care Occidentul, la fel, Occidentul acolo se întâlnește cu Rusia. Rusia a fost cea care a luat apărarea lui Bashar al-Assad, Rusia a fost cea care l-a convins un lucru bun, să renunțe la armele. Tatăl din totdeauna. Nu, dar vreau să spun un lucru bun. L-a convins pe Bashar să renunțe la armele chimice, ceea ce nu e puțin lucru. Însă... Mai e și Iranul, o problemă extrem de importantă și foarte greu de gestionat pentru occidentali și pentru ruși. Hezbollahul a recunoscut că a avut 5.000 de luptători de partea lui Bashar al-Assad. De altfel, Bashar al-Assad, armata lui, are câștigat anumite teritorii, ajutată fiind de Hezbollah, de șiiții libanezi. Exact. Oficial. Da, e o problemă pe care, iarăși, Occidentul, pe lângă Ucraina, o problemă ceva mai departe, dar pe care Occidentul ar trebui să o rezolve cu Rusia, bineînțeles, iarăși. E o situație complicată, sunt foarte mulți refugiați, peste 2,5 milioane de refugiați. Sunt vreo 8 milioane de oameni care nu mai au domiciliu și se plimbă de colo-colo în interiorul frontierelor Siriei. Avem peste 150.000 de morți în Siria. Cel puțin astea sunt cifrele oficiale. Câți ori fi, Dumnezeu știe, că nimeni nu poate număra cu acuratețe într-un conflict. Și ce perspective vezi? Pentru că acum, deci, conflictul a ieșit din conul de lumină sclipitor mediatic, absolut, care a fost multă vreme. Nu mai sunt atrocitățile, vorbeai de armele chimice, sau sunt și nu aflăm. Deși este un război extrem de mediatizat pe toate rețelele sociale, este filmat, este comentat. Da, dar comentat atrocități tot pot fi făcute fără arme chimice, să știi. Absolut. Cu arme deci convenționale. Absolut. În pivnițe, în blocuri, absolut, în păstrăzi și oriunde. Dar dincolo de această alegere, aceste alegeri care par într-adevăr surrealiste, vezi o posibilă ieșire din criză și dacă da, cum? Mi-e greu. Dacă aș avea răspunsul la întrebarea asta, probabil că aș fi curtat de mai mari lumii. Însă eu cred că se va ajunge la un status quo. Rebelii controlează părțile acestea, Bashar controlează această parte. De fapt, să știi că foarte mulți analiști de afară din Occident vorbesc despre... Te rog, mai folosi termenul afară, asta e o rebeliune personală pe care am tot timpul, nu suntem în închisoare. Da, 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 nu, corect, așa e și nici să sper să nu fim niciunul dintre noi. Foarte mulți din Occident vorbesc despre o posibilă ruptură, despre o împărțire. Ceea ce i s-a refuzat Irakului, de fapt, la primul război din Golf, corect, când era, de fapt, o federație care se desena, corect, și pe care anumite puteri occidentale în cap cu Statele Unite nu au vrut-o la momentul respectiv. Din nefericire nu se văd, nu se întrevăd soluții. Nu se întrevăd soluții și, îți spuneam, asistăm deja la al patrulea an de război, cu foarte multe victime și cu slabe speranțe că am putea asista la un armistițiu, măcar dacă nu la o pace. Te temi de ceea ce se întâmplă în Occident mult acum și este o îngrijorare reală în țările occidentale, în Marea Britanie, în Franța, tineri jihadiști, care nu prea știu ce înseamnă jihadul, războiul sfânt, de fapt tineri occidentali, nu neapărat născuți exact, nu neapărat de origine arabă sau din Orientul apropiat, care pleacă din motive idealiste, de o manieră clandestină, bineînțeles, să se lupte de partea insurgenților sirieni. Europa va avea o problemă din punctul acesta de vedere în următoare. Oare însă va fi și mai mare problema peste un an, 2-3, pentru că vom avea în Europa, Marea Britanie, dacă nu mă înșel, are numărul cel mai mare de jihadiști. Europa, Franța, sunt la egalitate, practic. Având Maghrebul, normal. Da. Vom avea în Europa peste câțiva ani zeci de mii, Doamne ferește, dacă nu zeci de mii, măcar mii de oameni care au luptat cu fundamentaliștii acolo, antrenați, care ar putea să facă probleme acasă. Al-Qaeda a fost decapitată, dar pentru asta. Al-Qaeda își vede în continuare de treabă. Osama Bin Laden era un simbol. Continuă rețeaua să-și vadă de treabă. Vom avea o mare problemă. Cel puțin asta spun analizele diverselor servicii secrete. Acești tineri se vor întoarce, ce vor face? Vor ști foarte bine să lupte, să omoare, vor fi de partea extremiștilor islamiști și Europa ar putea avea mari necazuri. Crezi că vorbim și un risc aici în Europa de Est?
Eu anul trecut am făcut un interviu cu un lider sunit care a amenințat cu subiect și predicat România și Bulgaria, asta după atacul, dacă ți-aduce aminte, atacul de la bulgari. Absolut. Cu turiștii izraelieni. Cu ce credibilitate reală? Cu următoarea credibilitate. Un adept al lui, la un an după anul trecut, adeptul lui este cel care a înjunghiat soldatul britanic, dacă ți-aduce aminte, da, de atacul neobișnuit de la Londra. Predicatorul respectiv a fost cel care l-a îndoctrinat pe da, omul care a luat viața unui soldat pe stradă. Ți-aduce aminte imaginile violente? Da, absolut. Deci, are credibilitate. Din are păcate, credibilitate. Da, nu putem spune decât că da. Aș vrea să terminăm cu un subiect mai vesel, cu o rubrică culturală semnată tot de tine, Adelin Petrișor, semnată în fiecare săptămână de invitat, o carte, un film, un act cultural de recomandat pentru weekend, pentru zilele ce vin. Nu o să fie veselă, nu o să fie veselă. După ce m-am întors din Coreea de Nord în 2012, am fost și mai interesat de subiect. Vreau să recomand... Masochist, n-ai vrut să treci brus la Tex Avery după ce ai văzut acolo? Nu sunt masochist, însă cred că Occidentul ar putea face mult mai mult pentru democrațiile, țările civilizate ar putea face mult mai mult pentru 25 de oameni ținuți de dinastia Kim, în bezna necunoașterii și nu o spun peorativ, dar oamenii de acolo au fost transformați din 48 încoace de Kim Il-sen, Kim Jong-il și Kim Jong-un în animale de companie. Și cred că lumea liberă ar putea face mult mai multe și de asta aș vrea să vă propun o carte despre Coreea de Nord. Se numește Evadarea din lagărul 14. Este scrisă de Blaine Harden și este povestea lui Shin, un tânăr care s-a născut într-un lagăr de concentrare, într-un lagăr de muncă din Coreea de Nord. Este singura mărturie de acest gen. El a vorbit și în fața Națiunilor Unite anul trecut, prin august, dacă nu mă înșel, a fost audiat. Povestea lui este cutremurătoare. Omul a apărut pe lume nu pentru că părinții lui s-au iubit, ci pentru că și-au depășit norma în lagăr și au avut dreptul să facă sex. Și cartea, Evadarea din lagărul 14, povestește cum a trăit el acolo, cam ce mănâncă oamenii într-un astfel de lagăr. Nu vreau să spun prea multe din carte, însă Shin are mama pe conștiință pentru că mama lui a vrut să evadeze. El fusese învățat să raporteze orice tentativă de evadare, a făcut-o și a asistat la execuția mamei lui. Acum a dat câteva interviuri stațiilor mari de televiziune din Statele Unite și la un moment dat a spus, îl întreba un reporter: ce faci? Cum? El trebuie să redescopere lumea, el nu știa nimic despre lume. Te uiți la filme, asculți muzică. Ce vârstă are? Are vreo 30 de ani acum, 31-32 de ani. A trăit vreo 23 de ani în lagăr. A evadat în 2005. Și el i-a spus unui reporter, cred că lui Anderson Cooper de la CNN, i-a zis ceva de genul: încerc să evoluez de la statutul de animal la cel de om. E o poveste care îți taie respirația, e scrisă un pic complicat, mă și mir, cel care a scris-o, Blaine Harden, a lucrat cu Washington Post, e un jurnalist bun. Trebuie precizat că este o carte care se găsește în România. Absolut, e limba română, da, Evadare din lagărul 14, deci Blaine Harden. Aici, însă eu cred că noi ca români trebuie să înțelegem și mai bine Coreea de Nord. De ce? Pentru că până în 89 am fost aproape. Eu după vizita din Coreea de Nord am avut frisoane pentru că m-am gândit că undeva cam pe acolo ar putea să fi arătat România fără 89. Bun, ar fi putut ajuns, dacă nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat în 89. Dacă nu s-ar fi întâmplat 89. Bun, poate că nu eram chiar așa, nu vorbim, suntem europeni, totuși nu există obediența specifică asiaticilor, însă România ar fi putut fi acolo, undeva aproape de Fenian și lucrul ăsta mi-a dat fiori. Te-ai văzut în locul ușin citind această carte? M-am speriat, îți spun sincer, am fost în Coreea de Nord, nu e o țară periculoasă, adică nu există un pericol iminent. Nu există un pericol iminent. Securiștii știu în fiecare secundă ce faci. Însă a fost mult mai înfricoșător decât în Bagdad, Afganistan, unde vrei tu. O experiență jurnalistică comparabilă ca dramatism a fost Guantanamo. Pentru că acolo în Coreea de Nord nu te sperie nimeni cu cuțitul, nu se trage, nu aruncă nimeni bombe, însă te sperii când vezi cum sunt oamenii folosiți ca animale de companie și cum poate controla un regim dement viața cetățenilor.
Ai un radio în casă care nu se oprește niciodată și pe acolo îți picură, nu poți să-l oprești. Nu, poți și poate că pe el te ascultă și el pe tine. Acolo îți picură propaganda, n-ai voie să te duci din punctul A în punctul B, să-ți vizitezi rudele fără un permis special pentru așa ceva. Sunt doar câteva în țară, doar câteva drumuri asfaltate. Oamenii cară cu găleata apă în blocuri de 20 de etaje, sunt blocuri mari ca să impresioneze puținii turiști străini, însă foarte multe au probleme. În acea țară au murit peste 1 milion de oameni în timpul foametei din 1990 și cu foarte puține reacții occidentale. Și cu toate astea, noi în celălalt colț al lumii nu facem absolut nimic pentru a înțelege pe oamenii aceia. A, bun, Occidentul trimite ajutor alimentar, China trimite ajutor alimentar, Coreea de Nord are 25 de milioane de oameni, 3 milioane de oameni trăiesc doar datorită ajutorului alimentar dat de Occident și de China. Un prim pas ar fi, deci, să citim această carte. Mulțumesc mult! Să nu uităm ce a fost înainte de 89, e foarte important. Mulțumesc mult! A fost bilanțul provizoriu semnat Adelin Petrișor. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, alt invitat, alt bilanț, sâmbătă 12:10, aici, la RFI. Mersi, la revedere!